Bună dimineața tuturor! Câteva lucruri legate de activitățile care s-au desfășurat și anume, din păcate încă nu ne-au venit plafoanele de salarii de la Direcția Generală de Finanțe Publice pe acel ordin comun a Ministerului de Finanțelor și a Ministerului Administrației și Internelor. Îl așteptăm pentru că ar fi ultimii parametri care intră în configurarea bugetului. De altfel, noi în această săptămână care s-a încheiat, am reușit să trecem în revistă capitolele principale din cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Mă așteptam să fie mult mai bine, din păcate fondurile sunt mult mai puține în acest an, grefate și de o parte de susținere a unor funcționalități care vor intra din acest an, mă refer la strand, la zona picnic, care sigur vor fi consumatoare de buget până la producătoare și va trebui să vedem cum reușim să le rezolvăm, pentru că aici vor fi și persoane angajate pe cele trei servicii care vor forma direcția nouă. Sigur că vom încerca să angajăm cât mai puțin, vom reloca o parte din personalul solicitat aici pentru a ne încadra, așa cum vă spuneam, în cheltuielile bugetare. Nu uităm că avem și două acte normative locale cu care vom intra în ședința de miercuri. Mă refer la norma de hrană, un regulament, și mă refer la sporul pentru condiții vătămătoare pe care încercăm să-l acordăm colegilor din primărie, dar și un spor de confidențialitate, cum prevede legea, pe cei care lucrează pe acel sistem secret de serviciu. Bine, aici nu sunt foarte mulți, sunt chiar puțini cei care lucrează pe secret de serviciu și care lucrează cu informații clasificate. Dar toate acestea, împreună cu numărul de personal, trebuie să ținem cont că trebuie să se încadreze în plafonul salarial, astfel încât să putem face alocările bugetare și împreună cu celelalte cheltuieli, așa cum vă spuneam, sigur că lasă un procent mai mic pentru secțiunea de dezvoltare. Un procent mai mic ținând cont și de faptul că s-a schimbat finanțarea pe cote defalcate care echilibrează bugetele prin acea hotărâre de guvern, care sprijină în principal pe cei care nu-și colectează veniturile și care au venituri sub bugetele estimate prin acel plafon de 15 miliarde de lei vechi pentru o comună, 60 de miliarde de lei vechi pentru un oraș, 200 de miliarde de lei vechi pentru un municipiu și 500 de miliarde de lei vechi pentru un municipiu reședință de județ și 800 de miliarde de lei vechi pentru Consiliul Județean. Din păcate și din fericire, cu un ochi plâns și cu un ochi râd, râd pentru că noi ne realizăm acest buget, bugetul din taxe și impozite, deci din venituri proprii, depășește 300 de miliarde de lei vechi, deci depășim cu mult plafonul, nu mai primim niciun alt ban. Din fericire, reușim să ne asigurăm fondurile și am intrat și în acest an fără datorii, fără arierate, cu un ochi plâng pentru că nu mai primim sume pentru consolidare, pentru echilibrare buget. Așadar, și este un dezavantaj începând de acest an pentru bugetele locale municipale. De altfel, există o întreagă supărare pe la toți primarii de municipii, pentru că erau sume care veneau și consolidau secțiunea de dezvoltare și sprijineau dezvoltarea. Trebuie să ținem cont că în mediul urban avem trotuare, avem străzi, avem blocuri, avem canal, avem apă, avem rețele electrice, avem rețele de gaz, avem multe școli, avem spitale, avem instituții publice, cum ar fi poliție locală, cum ar fi evidența populației, pașapoarte, caziere, companii de pompieri și așa mai departe, o infrastructură importantă și diversă care trebuie susținută. Banii plecând către comune, către cei care nu reușesc să-și atingă acest plafon, e un lucru bun că sprijine și îi ajută, dar trebuia să fie gândit de la caz la caz. Eu am mai spus într-o conferință de presă că nu se asigură o egalitate de șanse pentru cetățeni. Dacă mergem printr-o similitudine, cineva poate să fie împotriva acestei idei, nici eu n-aș spune că este perfectă, dar poate fi un criteriu de egalitate de șanse, așa cum se fac la unitățile școlare, calculele pentru
finanțarea per elev, putem vorbi și de finanțare per cetățean. Și o să vedem discrepanțe foarte mari de la bugetul național din cetățenii dintr-o localitate și din alta. Cred că echilibrarea bugetară aceasta ar însemna să acordăm venituri aproximativ egale pentru cetățenii din diferite localități să beneficieze de șanse egale pentru accesul la dezvoltare, la modernizare, la educație, la sănătate și așa mai departe. Mai mult trebuie să ținem cont că așa cum este municipalitatea din Roman, noi asigurăm instruire și educație, precum și sănătate celor și din comunele alăturate, circa 27-28 de comuni din jurul municipiului Roman, beneficiază de servicii educaționale și de sănătate și nu numai, pe evidența populației, de stare civilă, pe caziere, pe situații de urgență, deci am spus sănătate, deci toate acestea practic sunt susținute din bugetul local Roman. Chiar dacă celelalte comune nu au mecanismul, nu au nici posibilitatea să sprijine bugetul, să-l ajute, pentru că și ei se bucură de aceste facilități, ar fi fost această pârghie prin care veneau fonduri prin Consiliul Județean, de la bugetul național, prin care se sprijineau și municipalitățile. Această pârghie cade, noi trebuie să asigurăm în continuare funcționalitatea municipiului, ceea ce nu va fi foarte simplu, dar v-am spus, pe mine nu mă sperie greu, ci rău. De aceea am căutat soluții, credem că am făcut un buget echilibrat. Din sumele care ne-au venit la sfârșitul anului pe fondul de rezervă pentru diferite investiții publice din bani nerambursabili, mai avem ceva bănișori și cu ce ne vom economisi, cu ce vom spera să colaborăm, poate la nivel guvernamental, poate la nivelul Consiliului Județean, am purtat discuții de altfel cu președintele Consiliului Județean, să primim niște finanțări pe proiecte, pe punctual. Ar fi bun și așa. Am reușit să dezamorsăm unele lucruri. Sperăm și credem că vom putea să ducem mai departe ceea ce am început și dezvoltarea municipiului Roman, drept pentru care ședința de aprobare a bugetului va fi joi pe 12 februarie, într-o ședință ordinară. Am și fixat astăzi dimineață în ședința operativă, ședința de buget. Direcția tehnică continuă lucrul la proiecte. Serviciul Investiții Publice, care se ocupă de lucrări în municipalitate alături de Serviciul Public de Lucrări Edilitare, s-a ocupat și a strâns figurinele de pe stâlpi. Din păcate, din cele 720 de figurine pe care le-am avut montate pe stâlpi, am strâns, pentru că au mai rămas doar 670, o parte s-au evaporat, sau nu putem vorbi de evaporare, fiind un corp solid, vorbim de sublimare. Aici trecere din solid în gazos, așa. Se va continua cu strânzul ghirlandelor și ploilor ornamentale din copaci, care se vor desfășura ca și activități în această săptămână. Vor începe toaletările de arbor la solicitările asociațiilor. De miercuri vom începe să desfășurăm această activitate. Serviciul Lucrări Edilitar Publice, pe partea de construcții, continuă cu igienizarea spațiilor, unor spații în primăria municipiului Roman. Vom începe de săptămâna aceasta lucrările și pe biroul juridic spre caserie în spate, acolo unde nu s-au făcut de ani de zile și dorim să igienizăm și acolo. De asemenea, formația drumuri a executat reparații cu mixtură asfaltică rece RRD în zone rămase în urma intervențiilor, dar și în urma înghețului dezghețului, a ciclurilor care au avut loc, pe Bogdan Dragoș, pe Smirodava, pe Mihai Eminescu, pe Cea Roseti, pe drum Mitru Mărtinaș, intersecție cu Energiei, în prima parte a străzii Transilvania, pe Miron Costin, numărul 21 și 58, pe Ramon Mușat, blocul 40, în urma unor intervenții a societății APASERV. Continuă în această perioadă pe Ion Ionescu de la Brad și pe Aprodu Arbore. Iar formația Tâmplari pregătesc lădițe pentru răsaduri. Deja o parte sunt pregătite, o altă parte se pregătește în prezent, atunci când vine primăvara să ne găsească cu lucrurile gata pentru a intra direct cu plugul în brazdă, cum se spune.
De la Direcția Administrație Publică s-au adunat referatele pentru achiziții care se vor face în acest an și se pregătesc achizițiile publice. Direcția Autorizări Transport Comerț Monitorizare Parcări se lucrează la viza autorizațiilor pentru taxi. Direcția de Urbanism lucrează la situația pășunilor pe care sperăm să o avem gata până la sfârșitul săptămânii în curs. Astăzi vom avea o discuție cu directorul economic, directorul tehnic și city managerul privind discuția pe energia pe care trebuie să o furnizăm, deci pe energia produsă din microhidrocentrală. Pentru a intra într-un sistem avem nevoie, așa cum noi cumpărăm de la un furnizor, avem nevoie să livrăm această energie către un operator. Vom analiza astăzi, sunt două oferte, am înțeles, vom analiza astăzi și vom vedea exact unde se încadrează cel mai bine. Sigur că nouă ne-ar conveni să încheiem cercul printr-un operator care lucrează și cu EON-ul, pentru că EON-ul este cel care ne furnizează nouă energie electrică și atunci ar fi pe cale de consecință un cerc bine închis. Dar vom analiza și ofertele și vom lua o decizie astfel încât să putem să rezolvăm și problema cu energia produsă. Miercuri, de asemenea, tot în această săptămână, de la ora 11, va avea loc ședința de Consiliu Local. Legat de Direcția de Evidența Populației, vă informez că în săptămâna precedentă s-au produs 344 de cărți de identitate și s-au eliberat 227. S-au aplicat 14 vize de stabilire a reședinții, din care 10 la Roman. S-au înscris 35 de mențiuni de deces, din care 15 la Roman, cereri de pașaport 26, din care la Roman 13. Total acte întocmite 74, din care de naștere 52, 2 de căsătorie și 20 de deces. Total acte încheiate în străinătate care au fost transmise în România 1 și acela de naștere. Total certificate eliberate 94, 68 de naștere, 5 de căsătorie și 21 de certificate de deces. Cu privire la activitatea poliției locale, v-aș informa că în săptămâna precedentă s-au executat 39 de misiuni de patrulare pedestră și auto pe raza municipiului, din care 5 cu agenți de la Poliția Roman. În cadrul activității de prevenire a comiterii de fapte contravenționale au fost depistate 99 de persoane, pentru care s-au luat următoarele măsuri legale. 20 de avertismente verbale, în special pentru staționări auto neregulamentare, ponderea, vă spun cea mai mare, 64 de avertismente scrise, în special pentru staționări auto neregulamentare, circulare cu motociclete în parcuri și pietonal, staționarea căruțelor și autovehiculelor în piețe. Sancțiuni contravenționale 38, în valoare de 4.550 de lei, la regulamentul de gospodărie municipală 9, în valoare de 1.400, la legea de ordine publică 61/1991 28, în valoare la 3.100 de lei, aici în special apelare în mod repetat la mila publicului și consum de băuturi alcoolice pe domeniul public, la hotărârea Consiliului Local 101, ocuparea abuzivă a unui loc de parcare 1, în valoare de 50 de lei. Plângeri și sesizări soluționate în total 39. Activități de măsuri, s-au luat măsuri de ordine și liniște publică și fluidizarea traficului în zona unităților școlare, verificări autorizații taxi, controle în baruri din zona școlilor pentru depistarea minorilor care lipsesc de la ore, fluidizare trafic rutier pentru curățarea zăpezii, măsuri de ordine și liniște publică pe strada Smirodava, la Stejarul Unirii, cu ocazia desfășurării activităților prilejuite de Unirea în Principatelor Unite. Câteva date referitoare la acțiunile pe care le-am ordonat, cele patru acțiuni. Pe absenteism școlar au fost găsiți 53 de elevi în timpul orilor, s-au înaintat deja adrese către unitățile școlare și către părinți. Autoturism în școală cu cursanți care nu au respectat itinerarul de circulație, 16 cazuri. S-au aplicat doar avertismente scrise în acest caz, urmează și celelalte mai puțin plăcute dacă nu există înțelegere. La cerșetorie 24 de amenzi, conform legii 61, în valoare de 2.400 de lei. Autoturisme parcate neregulamentar 44,
la care s-au acordat 12 avertismente verbale, 25 de avertismente scrise, 7 amenzi în valoare de 1.300 de lei, funcție de impactul repetiției acestei act neregulamentar, adică dacă sunt recidiviști între ghilimele sau nu. Autoturisme expuse spre vânzare, 2. Proprietarii au cooperat, aici au scos imediat afișele și au mutat autoturismele. În ziua de 23 ianuarie, în jurul orei 12, au fost prinse 3 persoane minore de sex feminin care încercau să sustragă bunuri din poșeta unor persoane în cadrul acțiunii pe care am ordonat-o cu privire la hoții minori de buzunare. Aici, pe 17 februarie 2002, Stan Alonara, din Martir Cloșca, născută pe 17 februarie 2002, Costache Doina, pe 4 mai 2002, tot din Martir Cloșca, și Gheorghe Mona Lisa, născut în 14.03.2000, din Iași, care operează și pe raza municipiului Roman, Bacău și București. Persoanele au fost predate pe bază de proces verbal la muniția municipiului Roman pentru cercetări. Ceea ce privește poliția locală, acțiunile noastre sunt foarte limitate pe acest tip de activități. Totuși am rugat poliția locală să se implice și, sigur, conform legii, transmit mai departe către poliția municipală. Din păcate, legea nu ajută foarte mult nici poliția municipală. Cei care urmează să ia declarații, amprentează, amendează părinții și le dă drumul. Pentru că pe legea minorilor știți că nu există pârghii. Vedeți-vă că legea de ordine publică 61 din 1991 a avut câteva republicări, deci în rest nu este modificată. Cred că aici Parlamentul trebuie să aibă și parlamentarii noștri o atenție, pentru că ține de lege. Dacă pe alte solicitări pe care le facem spun că nu neapărat țin de activitatea lor, aici cred că ține de activitatea lor. Și cred că ar trebui să se implice, să căutăm, domnule, o soluție. Eu am mai făcut un demers în acest sens, am făcut adresă și către Parlamentul României, prin care solicităm, pentru că este o problemă deja la nivel național. Este o problemă nu numai în municipiul Roman. Discutam cu cei de la Piatra, m-am întâlnit cu primarul din Piatra Neam și discutam cu el de problemele pe care le au și spuneau că, într-adevăr, e un fenomen nedorit care începe să ia amploare. Deci, cred că și parlamentarii trebuie să gândească, pentru că la sfârșit de săptămână sau în genere trăiesc și ei în localitățile acestea. Și nu trebuie să le fie indiferent ceea ce se întâmplă și să ia atitudini. Pentru că în toată țara cred că se întâmplă acest fenomen și trebuie să găsim un mod de educare, un mod de susținere, un mod de ajutor, un mod de implicare a statului în acest fenomen, în care de obicei omul la cine prima dată se adresează? La primărie, la poliția locală, care nu prea au pârghii, nu că nu prea au, nu au pe acest domeniu. Deci nu am vrut să vă spun treaba asta, ce facem noi cu poliția locală ar putea fi considerat la un moment dat un abuz, să știți. Dar încercăm să venim în întâmpinarea oamenilor. Nu e competența noastră să facem așa ceva. Există legi foarte clare care stipulează. Toată lumea are impresia că poliția locală, de când se naște omul până în groapă, trebuie să fie cea care se ocupă de toate activitățile. Nu, poliția locală are niște prerogative destul de restrânse. Noi încercăm să facem cât mai mult posibil, pentru că nu ne indiferent ce se întâmplă cu romașcanii noștri. Dar trebuie să se înțeleagă că legiuitorul este cel care să stipuleze foarte clar măsuri, mijloace, metodologii prin care să putem opera în teritoriu. Atunci când s-a dorit ca ordinea publică să fie cedată către primării, s-a sărit în sus și nu s-a dorit ca, dacă, pentru că primarul, prin legea 215, are atribut pe ordine publică. Dacă ordinea publică ar fi venit și ar fi chiar pârghii foarte serioase, pârghii ale instituțiilor, centre de reeducare, de implicare asupra vieții minorilor și așa mai departe, ar fi niște pași care ar duce spre o creștere calitativă a nivelului de viață. Din păcate, suntem în situația în care o știm cu toții. Ați primit răspuns? Nu, ai primit răspuns. Deja e prea mult. Dar nu, noi știm că este foarte mult de lucru și nu este timpul necesar. De obicei, nouă, dacă nu dăm în 30 de zile să cam sari în sus. Dar noi n-am avut cazuri de astea în 30 zile să nu dăm răspunsuri. De obicei, doar excepții. Dar în rest, să știți că astea cu 30 de zile, deși e stipulat, nu întotdeauna este foarte respectat. Dar asta nu înseamnă că dacă alții nu respectă, noi nu trebuie să respectăm.
Da. Am să vă spun acum cu privire la Locato. Locato deja a configurat și se pregătește să monteze în cimitir 20 de stâlpi din cei 30 noi care vor fi amplasați. Plus ceilalți 40 deja existenți pe care i-am montat anul trecut și acum 2 ani, vom ajunge la 50 de stâlpi în cimitirul municipal pentru iluminat. De astăzi se pregătește montarea lor. Îți tăiați, îți pregătiți, 20 montăm, vor mai rămâne 10. Tot săptămâna trecută au început confecționarea crucilor pentru eroi. V-am spus că vom face reabilitarea unora dintre acestea, iar cele care sunt distruse trebuie confecționate din nou. Tot de astăzi am dat dispoziție la operativă să înceapă pregătirea unui proiecțel împreună cu Direcția de Urbanism pentru o mini-capelă și un veceu în cimitirul nou din cartierul Nicolae Bălcescu. Pentru ca în primăvară să avem lucrurile cât de cât puse la punct din punct de vedere al documentațiilor. Cu privire la APASERV, v-aș spune că săptămâna precedentă am avut mai multe intervenții pe apă, avarii la branșament în Bulevardul Republicii la restaurantul Pizza House, în 21 ianuarie pe strada Zimbului, intersecție cu Tinosului și pe Miron Costin numărul 27, pe 22 ianuarie în Bogdan Dragoș în dreptul restaurantului Prestige, avarii la rețeaua de distribuții care a fost rezolvată pe 23 ianuarie strada Ceruseti blocul 1, s-a montat un plașeu cămin pe 20 ianuarie, strada Sucedava, intersecție cu Aprodu Arbore, acela mare de care vă vorbeam, și s-a refăcut carosabilul pe 23 ianuarie, strada Miron Costin, numărul 27. Pe canal s-a executat curățare manuală în cămine pe Sucedava, blocul 2, Sucedava Stradal și zona Buceci, blocul 4, Alelea Iliacului, blocul 9, Ștefan cel Mare, blocul 6, cu zavodă, blocurile 7 și 9. S-a executat curățare mecanică în tuburile de canal pe Sucedava, blocul 2 și Alelea Iliacului, blocul 9, vitanjare și spălare în cămine în Nicolae Bălcescu, intersecție cu Ionuca Caragiale, în Bulevardul Roman Mușat, blocul 36, 50 și 52, în Sucedava, blocul 2, rețeaua comună cu Victor Hugo, din dreptul școlii Roman Mușat. Alte lucrări, înlocuire planșeu în Gloriei, blocul 9, zona colectorului Tudor Vladimirescu, completare capac de fontă în Victor Hugo, blocul 6 și reparații la racord canal în Miron Costin, numărul 27. În această săptămână, pe apă, vom interveni pe Mihai Eminescu, blocul 6B. Avem reclamații acolo de la cetățeni că ar fi infiltrații la o boxă și vor interveni începând de astăzi pe Costache Negri, numărul 5. De asemenea, în finalizare în Cea Roseti la o lucrare unde există o pierdere de apă. De exemplu, de asemenea, pe canal, schimb capac în Victor Hugo, blocul 6, și în Costache Negri, numărul 5, refacere cămin, vizitare plus planșeu. Deci în Costache Negri, zona numărului 5, avem acolo și pe apă și pe canal. De asemenea, s-au pregătit rețelele care se vor face în acest an la solicitările noastre. În completarea master planului, pe cheltuială în regie proprie, dar și cu terți, APASERV-ul va executa lucrări în strada Petru Rareș, este un segment care trebuie să se termine, vorbim de canalizare, unde există, dar canalizarea este neconformă, în Nicolae Bălcescu, pe strada Nicolae Bălcescu, în Biruinței, în Avram Iancu și fundătura Crișan. Deci canalizarea aici o schimbăm tot pe master plan, în completarea master planului, dar din fonduri ale APASERV-ului, la solicitarea noastră. Așa încât cartierul Nicolae Bălcescu va termina cam într-o lună jumătate, două, toată rețeaua de canalizare, iar 2015 va fi un an de lucrări la canalizare și apă în tot cartierul Petru Rareș. Pe master plan s-a finalizat lucrarea pe islazului. De mâine am dat dispoziție aici să se facă curățenie, prunduire pe reparații pe zonele în care s-a lucrat pentru a da drumul la circulație. Da? Deci pe islazului. De asemenea, am rugat și pe primăverii, pentru că ei ne-au solicitat să intre pe Mihai Viteazu. Și am spus că nu le dăm drumul să intre pe strada pe Mihai Viteazu până nu fac curățenie și nu amenajează
la condiții, sigur, de iarnă, ce se poate face iarna, dar să se poată circula cu transportul pe islazului și pe primăveri. De vineri se lucrează pe strada pescarilor. În jur de o lună, într-o lună de zile, va fi gata. Se va intra de miercurea aceasta pe strada Prundului. De asemenea și aici, în maxim o lună, va fi gata. Și cu asta va fi gata rețeaua în cartierul Nicolae Bălcescu. Așa cum am promis, da? Sperăm ca până în luna, până de Paști să fie gata. Cartierul Nicolae Bălcescu. Mai rămân demontat stațiile de pompare ape uzate. De mâine se va lucra pe Dr. Gelerter și pe Bucovinii, o lucrare care va trebui terminată de Moldocor, care a început-o Moldocorul și trebuie să o termine. Cam în două luni ar trebui să fie gata și pe Dr. Gelerter și pe Bucovinii, urmând celelalte străzi care vor fi lucrate de Telesit, împreună cu lucrările pe care vi le-am spus mai devreme de APASERV. Au existat niște canalizări aici, dar acele canalizări sunt neconforme, plus că există podcoava de la Nicolae Bălcescu, care o modificăm ca structură, ca arhitectură, și încercăm ca lucrurile să fie cât mai bune acolo, pentru că o parte din apă, știți că era evacuată, cum era evacuată. Și atunci vrem să rezolvăm problemele, de aceea am insistat ca și aceste puncte să fie trecute pe ordinea de zi a societății APASERV. A venit stația de pompe ape uzate 13 de la Alexandru cel Bun. O așteptăm cât mai repede, noi aveam nevoie prima dată să vină cea de la Primăverii cu Islazul și cu Mihai Viteazul. Aceea arde să o montăm. Da, a venit aceasta, aceasta este mai mare, pentru că ele nu sunt, pot fi mutate dintr-un loc în altul, cu dedicații precise, cu particularitățile și cu tipicul fiecăreia pe zonă. De pe economiile de pe master plan, de pe economiile de pe master plan, se vor intra și să rezolva canalizări pe Teiului, pe strada Nicolae Bălcescu o modificare plus suplimentare de traseu, pe strada Bucovinei, de la intersecția cu Ion Luca Caragiale până la bulevardul Nicolae Bălcescu, pe fundătura Bucovinei, pe Ion Luca Caragiale, pe fundătura Ion Luca Caragiale, pe izvor, pe Biruinței și pe Petru Rareș. Canalizare, că poate o parte din ele s-o mai regăsi mai devreme că le-am nominalizat la rețea apă, da? Pe Petru Rareș o bucată de 90 de metri până la stația de pompare a pe uzate 3, că restul e prins pe master plan. Deci din economia pe master plan am identificat aceste probleme pe care să le rezolvăm tot de pe master plan, de pe partea de economie. Aici, în momentul de față, sunt în pregătire proiectările și se scot la licitație. Se dorește ca în prima parte a anului să se termină rețelele, să se termine rețelele toate de pe master plan, iar în partea a doua a anului să se rezolve, pentru că și astea trebuie terminate tot în 2015. Iar să se din economiile pe care s-au făcut pe master plan să le terminăm aici. Cred că am gândit destul de bine, cred că am gândit complementar, structural, astfel încât zonele să fie acoperite în totalitate. Sigur că au fost foarte multe puncte care n-au fost știute, toate de la început s-au descoperit la săpături, anumite vicii necunoscute, dar dorim ca lucrările să se facă cu responsabilitate, cu foarte multă atenție și să se rezolve zone întregi, așa cum două cartiere ar fi rezolvate complet, Nicolae Bălcescu și Petru Rareș, care cei drept așteaptă de foarte mulți ani o veste bună pentru ei. Iată vestea bună că în 2015 vor fi gata aceste rețele pe ambele cartiere. De asemenea, s-au purtat discuțiile deja de săptămâna trecută pentru epurare, pentru stația de epurare. Am înțeles că o parte din datorii au fost și achitate de către nou finanțator din Israel. Urmează discuții cu contractanți, am văzut că și dumneavoastră ați relefat în presă, care să dea oferte ca în timpul cel mai scurt posibil să poată începe lucrările și acolo și până la sfârșitul anului să finalizeze și epurarea. Ar fi un lucru extraordinar de bun, extraordinar de rentabil pentru municipalitate și un lucru care ar contrazice legile lui Marfi, care spune, una din legi spune că dacă un lucru începe prost, sigur el se termină și mai prost. Ei, ar fi o activitate care eu m-aș bucura să contrazică legea lui Marfi, că un lucru începând prost se poate termina și bine. M-ar bucura acest lucru și, după cum vedeți, ținem permanent legătura, vă dau date foarte concrete
punctuale despre tot ceea ce se desfășoară în zonă, pentru că monitorizăm, vizităm, avem mereu în atenție ceea ce se întâmplă. Sigur că toate aceste lucrări creează și disconfort în zonă. Îmi cere o scuze în locul constructorilor, romașcanilor, care beneficiază, între ghilimele, de acest disconfort. Din păcate, nu se pot face lucrări în pământ fără să săpi și fără să se facă mizerie. Ce e drept, nu întotdeauna constructorii țin cont că acolo locuiesc oameni și nu lucrează conform unui plan, a unei atitudini procivice, ci sapă, lasă așa, nu se gândesc că acolo locuiesc oameni. Vom fi mereu atenți la ceea ce se întâmplă, vom fi mereu în întâmpinarea solicitărilor romașcanelor și acolo unde apar disfuncționalități vom interveni, așa cum am făcut și între Crăciun și Anul Nou în zona Islazului și a unor străzi din cartierul Nicolae Bălcescu, pentru ca lucrurile să fie cât mai aproape de anumite percepții pe care noi ne le dorim despre cum ar trebui să desfășoare lucrările. Cam acestea ar fi în mare datele. De la lucrări curente, capitolul 1 la partea structurală, o parte deja vi le-am spus, demontare figurine de pe stâlp, care s-au și terminat. Acum se lucrează la ceea ce spuneam noi, ornamente, ghirlande, ploii electronice și așa mai departe. S-a montat scena stejar la Unirii pe 24 ianuarie, reparații la copertina de la sediul poliției locale, doborări arbori pe Chimie, Anton Pan, Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, Liceul Vasile Saf, tăiat și transport creangă pentru centrala termică de la Seră, s-au executat plombe și reparații cu RRD pe străzile pe care deja le-am nominalizat. Vi le-am spus, la investiții se lucrează la bibliotecă și la Colegiul Național Roman Vodă, Corpul B, și cam atât, restul investițiilor așteaptă o vreme un pic mai bună. Cu privire la capitolul 3, activități și evenimente, în săptămâna precedentă, luni, am fost prezent la București și deja știți din conferința de presă organizată marți că am participat la ședința Comitetului Național Director al Asociației Municipiilor din România. Marți a fost operativa mare și conferința de presă, apoi discuții cu șefii departamentelor din primărie privind activitățile și după amiază am participat la prezentarea raportului de activitate al Poliției Municipale din Roman. Miercuri am avut discuții și întâlniri cu responsabili sau persoane responsabilizate pentru activitățile de Auto Moldova și Altex. Avem aici câteva gânduri împreună. Deci au făcut niște solicitări, noi am venit în întâmpinarea lor funcții de percepția noastră. Vă rog să-mi permiteți să nu dau detalii despre aceste lucruri, pentru că ele sunt doar la nivelul de discuții. Ar putea să însemne niște lucruri frumoase pentru comunitate, cu beneficii de ambele părți. Dar deocamdată, fiind la nivelul de discuții, n-are sens să vorbim despre ceva ce încă nu s-a semnat și nu s-a concretizat. Dar, v-am spus, anunță lucruri frumoase pentru municipalitate în colaborare cu cele două societăți. Apoi am avut o întâlnire cu directorul Teatrului Național din Bălți, care dorește, în cadrul unui periplu, să includă și Romanul. Nu avem nimic împotrivă. Le-am spus că ar trebui căutat să facem aceste activități care au o legătură cu Casa de Cultură în perioada bună a vremii. Pentru că se vorbește foarte mult și se discută despre situația Casei de Cultură. Am spus-o, o spun și am să o repet mereu. Nu este un atribut al municipalității. Noi am încercat diverse acțiuni și în momentul de față suntem pe un drum pe care l-am creionat, despre care de asemenea nu vreau să vorbesc foarte mult. Dar trebuie să se înțeleagă, Casa de Cultură nu asigură un cadru optim de desfășurare a activităților culturale pe timpul rece. Pentru că dacă la nivelul sălii s-a asigurat un minim de căldură, în momentul când ai ridicat cortina, bate alizeul și te ia și te ridică pe sus și te învăluie și bate un frig de, zici că ești prin Siberia. Aici este o problemă pentru că încă nu s-a ajuns la o înțelegere între comunități și sindicate.
Din păcate, sindicatele și asumă aceste case de cultură la nivel de a le deține și a încasa niște sume din chirii. Ei așteaptă. Asta e și miza. Dacă vreți să știți, miza este una mică, păcătoasă și păguboasă. Adică sunt acele sume pe care le așteaptă sindicatele să vină lunar din care să trăiască. Și nu sindicatele, ci acum vorbim de Asociația Caselor de Cultură. Trebuie gândit aici, pentru că mulci capra asta. Te uiți că ține coada sus, dar ea e râioasă. Și cât o mai fi până stârpește. Și după ce stârpește, nici de tăia nu-i bună. De aceea eu am zis, domnule, hai să nu omorâm capra. Hai să vedem ce găsim, să o îngrijim, să o tratăm, să-i dăm tain, să o facem frumoasă și bună. Și pe urmă, dacă dă lapte, Doamne ajută. Dar dacă mergem așa, moare capra până la urmă. Moare. Deci chiar nu am, pentru că eu n-am niciun pârghii de control sau de informare sau... Ca idee, ca fapt, așa, din ce pămâia să... Nu știu, mă gândesc, o strânge, eu știu, așa, grosso modo, 100-150 de milioane, mă gândesc că poate o strânge. Nu știu dacă strâng banii ăștia chiar, dar mă gândesc că o strânge. Acum, probabil, m-au și cheltuiel cu investiția, cu ce mai fac ei. Că am înțeles că numai aici, că în prima parte a casei de cultură, în față, ploua. O trebuie să facă niște reparații acolo. Reparațiile sunt destul de scumpe. De asemenea că reparațiile se fac punctual, nu asigură o perspectivă globală de abordare a rezolvării problemei, ci rezolvă punctual, acolo unde știi cum e cu bordeiul la țară. Azi picur aici, bat o bucată de tablă, mâine acolo și în 10 ani poți dărâm bordeiul. Noi chiar n-am vrea să ajungem la așa ceva. Pentru că până la urmă este o clădire care e în centrul orașului și nu ne este indiferent ce se întâmplă. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea că ceea ce are loc în Casa de Cultură nu e vina municipalității, a primăriei, ci din contra noi am făcut toate demersurile. Și nu ne vom lăsa. Dar să se înțeleagă că chiar nu avem nicio vină pentru starea actuală. Apoi, tot miercuri am avut conferința de presă cu prezentarea noului director, a doamnei dr. Banu, după care au urmat ședința Consiliului de Administrație a Spitalului, iar apoi m-am deplasat la Piatra Neamț, de asemenea am avut niște discuții vis-a-vis de perioada imediat următoare legată de Consiliul Județean. Aici am avut o întâlnire cu consilierii independenți. Joi, întâlnire și discuții cu Serviciul Resurse Umane vis-a-vis de proiectele și regulamentele care vor intra și în ședința de Consiliu Local, cu IPU, ședința de buget pe care am avut-o cu domnul Bojescu, cu domnul Ioniță, cu doamna Alexie, cu domnul Plai, Serviciul Resurse Umane, o ședință care a conturat în mare bugetul cu care noi dorim să intrăm în la ședința din februarie, din 19 februarie. Apoi am asigurat audiențe. Am făcut și activitatea de audiențe, pe urmă am avut o întâlnire cu înalt preasfințitul Arhiepiscop Ioachim Bărtovanu, care ne-a făcut o vizită la locul nostru de muncă, împreună cu omul de afaceri, Vasile Balcan, care doresc și este lăudabilă de a monta o troiță în apropierea căii ferate, de la trecerea spre de nivel spre Iași, cu Sfântul Andrei. Și de a vedea locul acolo este, se pare și pe domeniul public, care ține de municipalitate. Sigur că amenajarea unui mic părculeț sau unei troițe, sigur că nu e nimic rău. Și e foarte frumos, mai ales că crucea Sfântului Andrei are semnificații și pentru circulația feroviară și rutieră. Iar mai multe despre acest lucru nu vă spun pentru că vom însăi la proiectul acesta împreună Arhiepiscopia, firma Marsat și Primăria Municipiului Roman. Finanțează? Poftim? Arhiepiscopia finanțează? Da, finanțează și Arhiepiscopia și finanțează și Marsat. Au Marsat? Cine? Arhiepiscopia. Dar eu îi întreb dacă au bani de acolo. Nu, că orice cel de la primărie. Nu, am înțeles că vor finanța aici. Bun, nici nu investiții foarte mari. Noi am spus că obiectivul nostru pentru care vom ajuta la finanțare va fi spitalul. Pentru că ăla e un proiect care l-am asumat împreună. Și vom sprijini și în prima parte acestui an pentru configurarea studiului de fezabilitate, care să fie depus la
Comisiei de Finanțare de Regla Bruxelles. Deci, mi se pare un obiectiv foarte important pentru Roman, o clădire în centrul municipiului Roman, de mari dimensiuni, atât fizice cât și financiare, și sigur că vom sprijini din pace, vom sprijini cu teren, cu amenajare în zonă, dar propriu-zis cu bani nu vom finanța pentru greu proces. Câțiva zeci de metri. Acum e în față cimitirul. Da, da, da. Vineri, de asemenea, am avut mai multe discuții și întâlniri cu pregătirea ședinței de miercuri, de Consiliul Local, și cu, v-am spus, cu diverse șefi de servicii și direcții din primărie cu care am pus la punct activitățile din săptămâna aceasta și raportul asupra activității desfășurate în săptămâna trecută. Sâmbătă s-au împlinit 156 de ani de la Unirea Principatelor. La Muzeul de Istorie a avut loc un simpozion. 156 de ani de la Unirea Principatelor și promemorie personalităților mașcane, dr. Epifanie Cozărescu, 100 de ani de la naștere. Iar la ora 9:30, împreună am fost la stejarul Unirii cu ocazia manifestărilor dedicate zilei Unirilor Principate. O activitate pe care o apreciez ca foarte bună, bine proporționată și în timp și ca activități. Și ca aia, de an, are loc acolo, lângă un monument viu, de care trebuie să ne bucurăm cât mai este în viață. Duminica a avut loc etapa a 16-a Ligii Naționale, am participat la meci, HCM Roman, am zis CSM Ploiești, la un scor destul de confortabil, permițând astfel să mai rulăm și din restul jucătoarelor, jucătoare tinere care pot reprezenta o speranță pentru echipa Romanului. Cam acestea au fost datele săptămânii trecute și câteva din liniile activității din această săptămână. Dacă dumneavoastră, pe lângă întrebările pe care le-ați mai spus legate de anumite teme, mai aveți vreo întrebare, vă rog să o puneți, dacă nu... Bugetul va fi pus în dezbatere publică pe sigur, primării, sigur. Începând de astăzi? Nu începând de astăzi, începând de îndată. Aici noi ne lovim de două lucruri, suntem legați. De faptul că în 45 de zile de la publicarea lui în Monitor Oficial trebuie să-l aprobăm și de asemenea suntem ținuți de cotele care se trebuie anunțate și de plafon. Noi sperăm că imediat ce plafonul va veni... Va fi finalizat. El e finalizat, practic. Și din punct de vedere al salariilor l-am finalizat. Dar să vedem dacă ceea ce am gândit noi se încadrează în plafonul de salarii. Asta așteptăm. Dacă nu va trebui să... Noi credem că da. Dar nu poți să dai publicității un lucru până când nu ești acoperit. Și atunci, oricum, în mare, el asigură cam ce a fost și anul trecut. În primul rând, funcționarea municipalității. Asta trebuie asigurată. Dar venim și cu o listă de investiții, în continuare, unele noi, pe care dorim să le abordăm în acest an. Din sursele pe care le-am gândit și le avem la dispoziție deocamdată și din ceea ce sperăm să mai primim pe parcursul anului. Legat de buget, discuția săptămânii, cum să o numim, sunt aceste probleme din sistemul de învățământ, așa aveți experiență de a vă întreb. Se spune că în neam școlile au un plus de profesori, trebuie să încadreze într-un anumit, să plece afară niște cadre, niște... Ce părere aveți? Nu s-a știut de la început de acest lucru și toți s-au angajat? Sau cum s-a produs acest fenomen? Nu, nu că s-a știut și toți s-a angajat. Dar sumele vin prin primărie și da. Se duc la centrele de profit, care sunt pentru plata asta. Da. Să știți un lucru, că sunt anumite sisteme care au nevoie de personal. Și în momentul în care vin cu lucruri noi, de exemplu noi, cum venim cu această direcție, sigur că vom folosi o mare parte din personalul din primărie. Dar e nevoie și de personal nou atunci când vin cu activități noi. Nu? Romanul nu mai a avut activitate de ștrand sau activitate de divertisment picnic sau care trebuie... În învățământ există cam, să spunem, o configurare asupra activității. Nu apar activități noi spectaculoase. Ele sunt cam aceleași. Acum depinde și cum s-au lucrat la încadrări. Pentru că să știți că problema foarte mare nu e la personalul didactic.
Problema foarte mare era personalul didactic, auxiliar și nedidactic. Erau unități școlare care acum, să zicem, 10 ani, puteau să asigure câte o femeie de servici pe palier. Dau un exemplu. Sau câte două pe un palier. Acum asigură curățenia câte o femeie de servici la două, trei paliere sau chiar pe școală. Sunt probleme destul de grele pentru că an de an s-a restructurat. Iar acum, de ce am văzut și eu în presă, totuși este vorba de peste 300 de posturi. Ceea ce mi se pare destul de mult. Nu numai finanțarea acestor 300 de posturi e o problemă, cât și prinderea lor în normă pentru asigurarea desfășurării activităților unităților școlare. Problema mai vine și din anumite situații, din ce mai rețin eu din problematica de învățământ atunci când mă ocupam, din situații atipice. Și anume, sunt clase, sunt grupe de elevi în anumite zone ale județului, cu predilecție în mediul rural, în mediul rural cu predilecție în zone cu sate răsfirate, acolo unde ai clase sub minimul fixat, atât pe învățământ preșcolar, cât și pe învățământ școlar. E clar că atunci când faci o normare de un învățător, de un educator la 25 de elevi, iar ai mediul rural, clase cu, sau grupe cu 10, cu 15, cu 12, acestea strag automat în jos. Nu strag în jos numai personalul didactic, strag în jos și personalul nedidactic și didactic auxiliar, care e normat și el la activitatea cantitativă a elevilor din respectivele unități școlare. Astfel încât, sigur, dânșii sunt mai în măsură decât mine acum să urmărească aceste mecanisme. Numai că trebuie ținut cont ce faci cu acei copii, unii duci într-o grupă care, sau într-o clasă unde sunt 15 elevi. Și elevii respectivi se strâng din satele din prejur într-o școală de centru. Sunt care vin și de la kilometri buni distanță. Dacă clasa aceea respectivă a închide-o că nu satisface normele, unde duce elevii respectivi? Sau cumva îi condamnăm din capul locului la analfabetism? Adică eu cred că trebuie să avem o grijă și spre cazurile speciale. Dar asta am spus. Am eu destul de probleme în administrație ca să mai ocup. Nu se pune problema acum, asta e unor școli, unor... În momentul de față. Nu. În momentul de față. Adică activitățile pe care le-am făcut și le-am structurat, zic eu că sunt destul de bine conturate, astfel încât cu câteva mici excepții, datorită specificului, ne încadrăm și în cheltuiala pe relev. Avem mici disfuncționalități, dacă vorbim de liceu cu program sportiv, seminariile, acolo unde cred că nu a fost gândită foarte bine suma, quantumul cheltuielii pe relev vis-a-vis de specificul activității. Dar prin compensări reușim de la an la an să reglăm aceste lucruri. În rest nu avem probleme semnificative, zic că prin ceea ce am lucrat, prin schema rețelei școlare, care am aprobat-o și la începutul acestui an școlar și an de an, prin comasările pe care le-am făcut, prin gândirile pe care le-am făcut, lucrurile la Roman sunt bine structurate. Procesul poate să rămâne? Cum funcționează? E proces. Este un proces care se rămâne, la orice proces. Un proces de durată. Da. Un proces de durată, am avut o notificare în ședința de miercuri, vom respinge. Și merge pe calea justiției. Care este regimul de funcționare a microhidrocentralei în sezonul? Nu știu, asta să vă spun. Sunt tehnicieni și echipa. Dar lucrează, produce. Da, lucrează, dar v-am spus, lucrează încă în sistem de furnizare, probe, livrăm, că n-ai ce să faci, curentul tot îl livrez în rețea. Dar noi de la 1 februarie am dorit să intrăm și cu, așa cum avem furnizorul stabilit, și cu cel care va prelua energia stabilită. De aceea, zilele acestea trebuie rezolvate și aceste probleme. Ați explicat de relația dintre poliția locală și poliția română, dar vreau să mă întreb dacă de-a lungul timpului s-au cerut imagini din anumite zone cu... Da, permanent se întâmplă acest lucru. Nu este săptămână. Nu este săptămână să nu existe acest lucru. Și vreau să vă spun că în bilanțul anului 2014, al Poliției Municipale a fost reliefat acest sprijin incontestabil, indubitabil și care a lămurit foarte multe situații
al primăriei municipiului Roman vis-a-vis de acest sistem Big Brother, cum e numit el. Da? Deci el este de foarte mult, de foarte mult ajutor și mai mult decât atât, sigur, nu întotdeauna, fiind vorba de imagini care țin de persoane, nu se fac publice aceste lucruri, ținând de specificul activității celor două instituții. Dar mai este nevoie să mai montăm unele de camere de supraveghere? Da, da. Și se are în vedere? Se are în vedere abordarea tot unui proiect pe fonduri europene. Aș mai dori să montez în oraș încă un 20 de camere. Și aș acoperi tot orașul, ar fi măturator. În puncte nevralgice, în puncte mai dificile, în zone cu grad criminogen mai ridicat. Strada Fabricii. Hmm? Strada Fabricii. Mai mult. În strada Fabricii aia, mai puțin. Domnul, are poliția rutieră o activitate? Am plăsat și niște mașini de-astea boțite și polițiai în locurile unde sunt predispuse la accident. Nu s-ar putea pune niște panouri de avertizare, atenție la agenții, zonă predispusă furturilor și așa mai departe, în zonă. E mai ieftin să faci un panou de la și să spui atenție la o zonă. Da. Și panoul ce face? Măcar să uite omul și voi, stai să înțeleg. Bun, acum mai e și chestia cu aia care nu-și păzăște la nasul mănânce lucru. Și asta e. Nu? Adică eu când știu că mă duc bleabura și umblu cu buzunarele lăs deschise, cu poșeta neînchisă și invit la furt, sunt unii care au pornit lăuntrice pe care nu și le pot învinge. Și ispita îi calică. Dar lăsând gluma deoparte, noi am monitorizat și monitorizăm. M-am spus, nu pot să spun mai mult și prin mijloace nespecifice. Dar nu pot mai mult să vă spun anumite lucruri și am reușit să stopăm. Nu, nu putem comenta aceste Direcția lucruri, trebuie să le înțelegeți. Are o colaborare cu poliția locală, cu primărie sau? Mai puțin pe aceste aspecte. Mai puțin pe aceste aspecte. Ați spus că s-a avut raportul cu poliția locală, nu e public? Poliția municipală. Legat de probabil acolo sunt și anumite informații pe care ei nu le dau toate. Dar la județ când se face un raport, da. Dar veniți până acum. Noi n-am fost, nu, dar nici am întrebat cu referire la noi. Nu, dar vă spun eu că am fost acolo, n-am fost din, n-am văzut. Nu, la județ ne trimite invitație și ne... Da. Da, am fost eu ca reprezentant autorității publice locale, au fost reprezentanți ai procuraturii invitați, au fost de față și s-au prezentat toate... Și inspectorul șef la județ? A fost adjunctul inspectorului șef. A fost prezent. Da, dar nici nu poți să faci un bilanț, un raport, fără să informezi instituția. A fost și la județ, de anul trecut, și au trimis comunicare de presă, da, bilanțul integral. Aici apar că e... Da. Măcar nu fac nimic dacă nu e nevoie de la județ. Nu știu cumva dacă bilanțul acesta de la nivel local nu este introdus ca parte componentă în bilanțul la nivel județean. Da, numai că bilanțul la nivel județean a fost făcut cu picioarele. Da. Și nu cuprinde explicit ceea ce-i pe la mare. Da, exact. Da, mă rog, așa e, da. Na, asta eu cred că ar trebui să întrebați și poate vă pot lămuri mai bine. Eu am fost invitat, am fost prezent, am ridicat și eu anumite probleme, le-am discutat acolo și cam atât să vă spun. Da. Da. Tot legat de acest subiect, spuneați că nu aveți ce face, dar totuși o listă cu acești infractori minori există. Există. Da. Are și primăria o astfel de listă, astfel încât părinții, dacă vin să ceară un ajutor de la primăria Roma sau e luat în calcul acest lucru, mai ales că amenzile pe care părinții le-au primit de la acești copii se înscriu în același rol. Iar în momentul când ai amenzi la bugetul local, nu poți să primești nici ajutoare locale, nici de urgență, nici sociale. Deci există o fractură aici, într-adevăr. Sau dacă au domiciliu în strada Fabrice. Ei primesc, practic, o locuință din partea primăriei. Da. Și dacă sunt copiii la fărat? Și unde ești? E adevărat. E un compromis asumat. E un compromis asumat. Probabil, că mulți copii ești de acolo. Și de acolo, dar și din alte orașe, să știți, vin. Din Pașcan, din Iași. Ce ai de aici, pleacă în alte părți. Posibil. Legat de Troița, care spuneați, știu că la un moment dat, nu știu dacă s-a mai realizat, pe la crucea pe care doamna deputată Elena Udrea s-a făcut în Ion Creangă, ați mai făcut acea Troiță, urma să fie o cale, un drum? Nu mai știu.
de pe reușă să fac drumurile la roșu. Una dintre ele urma să fie dumneavoastră pe persoană fizică, la asta mă referați mai... Nu s-a mai întâmplat nimic. Înțeles. Dar legat de alegerile de la Consiliul Județean, spuneați la finele anului trecut că vă veți implica în momentul în care veți avea niște informații, niște noutăți. Ce cunoașteți în momentul acesta? Se fac alegeri, nu se fac alegeri? Eu din momentul, în momentul de față știu că nu este nimic pregătit pentru alegeri. Nu știu dacă se vor mai face sau nu se vor mai face. Dar ați vrea să se facă sau să nu se facă? Nu știu ce să mai zic. Nu știu. Deci dacă vorbim corect și după lege, ar trebui să se facă. Corect și drept. Dacă, adică nu pot vorbi neapărat cum aș simți eu, da? Ci cum e după lege. Legea spune că ar trebui să se facă. Dacă spune că trebuie să se facă, înseamnă că ar trebui să se facă. Acum să vedem ce o să se întâmple, pentru că acestea se organizează și stabilesc la nivel guvernamental. Credeți că e o greșeală a guvernului faptul că până acum și nu mai înșelețul dumneavoastră este singurul. Acum eu nu mă refer neapărat dacă e o greșeală, eu mă refer dacă nu cumva e plasarea și în afara, în afara legii, da? Neorganizarea. Din ce am înțeles eu și am discutat cu cei care se ocupă de legile administrației, înțeleg că există stabilite termene. Da, le știu și eu de fapt asta. Sunt stabilite termeni, dar am înțeles că neorganizarea nu stabilește sancțiuni. Exact. Au fost voci parlamentare care spuneau că ar trebui desfințate Consiliul Județean și au sens în noua modificare a codului fiscal. Adică primăriile să gestioneze banii, fiind direct de la stat și nu își mai au sensul acei Consiliul Județean care nu mai votează nimic. Știți ce se întâmplă? Dar ce se întâmplă cu drumurile județene atunci? Ce se întâmplă cu instituțiile de protecție a copilului, cu casele pentru persoane cu handicap, ar trebui plasate unor instituții deci, care să răspundă. Dar Consiliul Județean, spunea ei. Deci, niște servicii la Consiliul Județean, dar să nu mai aibă acei Consiliul Județean care să mănânce bani și nu mai au ce vota, practic. Ei, gestionarea sufelor își pot face niște funcționari publici. Nu de... Adică un fel de instituții cu comitet, adică cu consiliul de administrație. Vin de la București direct banii la primărie. Dar nu vedeți cum vin? Da. Din gestorul până două. Adică dacă vreți să vă spun drept, e mai mult în convenia cum era pe Consiliul Județean. Mă duceam, îmi prezentam problemele. Dom'le, cu asta mă confund. Aici fac eu față, aici nu fac eu față. Cu ce mă pot ați ajuta? Nu? Și mai rezolvam ceva. Așa, cu cine te bați? Cu porțile închise? Cu cine discuți? Cine știe problema? Spune, asta e o lege. Și vă spun că primarii de municipii, în general, sunt foarte supărați pe această problemă. Acum avem promisiunea Ministrului de Finanțe că după primele 6 luni se va face o evaluare, dar în primele 6 luni ai pierdut un start pentru anul 2015. Adică inventăm de fiecare dată niște mecanisme de acest gen, după care te doare capul. În loc să faci niște lucruri care să ușureze activitatea administrației, să vii mai aproape de interesul cetățeanului, să poți să faci niște lucruri care să asigure o creștere cantitativă și calitativă a vieții, până la urmă, chiar în condiții de criză. Dacă poți să faci niște lucruri, să le faci. Iei niște măsuri de acestea, din punct financiar contabil, faci câte 5 hârtii la o finanțare, la o ordonanțare, adică ne-am îngreunat viața ceva disperiat, vă rog să mă credeți. E o birocrație care te rupe în două. Nu ne plângem, facem față. Știi cum era din poezia lui Coșbuc, bucuroșul îmi duce toate. Dar acum, nu că asta era din Mircea cel Bătrân cu Eminescu, de-aia cu noi vrem pământ. Adică noi n-am vrea pământ, noi avem niște bănuți cu care să ne finanțăm lucrurile până la urmă, nu? Și nu poți, pentru că altă cheltuială la o comună, altă cheltuială la o municipalitate. Eu nu vreau să spun că o localitate e mai importantă decât alta. Dar sigur există niște obiective și există și niște facilități de care sunt legate doleanții celor de comune vis-a-vis de municipalități. Pentru că, de exemplu, spitalul, nu? Spitalul e deservit de primăria municipiului Roman. Iar el, ca activitate, deservește toate comunitățile din jur, nu? Școlile, liceile. Sunt licee cu peste 50% elevi din mediul rural. Peste 50%. Le deservește primăria. Dom'le, nu zicem că nu. Da, dar hai să ținem cont și de aceste lucruri. Sunt anumite măsuri care de-ar trebui luate, astfel încât lucrurile să fie funcționale și să asigurăm o dezvoltare. De aici se leagă. Eu sunt de acord să înlocuim ceva cu altceva mai bun, dar să nu punem ceva mai
rău decât ceea ce există în prezent. Și atunci creăm disfuncționalități. Ați mai discutat despre finanțarea clubului de fotbal? Ce perspective sunt? Da, am discutat și pentru clubul de fotbal și pentru HCM Roman. Vor fi lansate spre finanțare niște proiecte, cum se face în fiecare an. Se va merge pe contract de finanțare și la acestea știți că veneau și asociații, ONG-uri. Am stabilit ca primele la finanțare să fie comunitățile totuși. Da? Și sperăm de aici să putem obține finalități și pentru finanțări și pentru sport și nu numai. Și nu numai. Avem mai multe lucruri pe care le-am discutat acolo, să vedem ce o putea face din ele. Am văzut că și-au făcut cont pe Facebook și postează un mesaj că începând de astăzi vor fi super transparenți. Deci știm fiecare secundă ce vom face și vă vom informa prompt și vom pune poze. Și am zis, uite ce modificare, probabil au fost cumva și au pus niște probleme. Și am zis, nu. Față de anul trecut, văd că vor transparență, vor să ne informeze, vor să ne informeze. Ceea ce nu-i rău. Da, nu-i rău, nu. Dar numai că dacă lumea finanțează, suntem la ce ne informează. Am zis că poate v-ați uitat mai urât la ei și au schimbat tactic. Nu știu, eu pe mine mă interesează bucățica mea, ce pot eu să fac pentru oraș, asta mă interesează. Da, dar pentru... Legare declarația fostului ministru Gabriel Sandu, spunea că pentru orice funcție politică trebuie să dai bani. Vreau să mă întreb dacă a trebuit vreodată să dați bani pentru funcția. A trebuit. Deci, ca să poți să candidezi la o funcție publică, trebuie să faci parte din localitatea respectivă, să ai buletin acolo. Și dacă ai buletin acolo, ai rol la direcția de impozite și taxe acolo. Și atunci, impozitele și taxele trebuie să le plătești la localitatea respectivă. Deci, trebuie să-ți plătești impozitele și taxele, să dai banii pentru proprietățile care le ai, să arăți că ești un cetățean al comunității respective, ca să poți candida la respectiva funcție. Dar în plus la partid, nicăieri, nimănui, niciodată. Eu niciodată. Sau colegilor, cei consilieri locale, adică existat așa ceva, se cere de la Piatra Neam sau din altă parte? Nu. Bani pentru ajutor există... de partid? Nu. Există cotizația care se plătește la partid, care e cotizație și sigur, nu cotizații la membri, cotizații, donații la cei din afară care dau sume. Iar în rest, atunci când are loc o campanie electorală, fiecare din cei care candidează se face o echipă care lucrează cu raportări ale finanțelor după fiecare activitate, dar în rest, ca să dai bani pentru o anumită funcție, eu n-am... La noi în Neamț nu s-a întâmplat așa ceva. Da, știți că la un moment dat chiar mi se propusese o funcție la nivel central și de aceea vreau să mă întreb dacă mai departe de Neamț, pe la București, se vorbea că dacă ați vrea o funcție în aparatul guvernamental, ar trebui să se veniți cu ceva de acolo. Nu. Chiar nu mi s-a cerut. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nimeni niciodată, dar cred că dacă ar îndrăzni cineva, aș face un scandal monstru. Adică cred că aș sări în aer, ați ști a doua zi. Dacă ar îndrăzni cineva să ceară, pentru că asta ar fi un fel de mit, un fel de șpagă, ca să mă pui, păi tu ai nevoie să stai fundul meu pe un scaun, să ocupi un scaun, sau ai nevoie din capul meu acolo, care să judece, să vină cu idei, din experiență, din practică, din știință, din studiu, care să aducă un aport pozitiv. Adică ai nevoie de un fund pe un scaun sau ai nevoie de o minte într-o echipă? Eu așa mă gândesc, e nevoie de o minte într-o echipă. Și atunci, ăla care știe, care e mai puțin la mansardă, și va ocupa și el un scaun, își va așeza poponețul undeva, probabil că ăla trebuie să cotizeze cu ceva dacă nu-l ajută capul. Da, se practică astfel de lucruri? Dacă ați auzit așa la alte partide, nici nu m-a interesat. Nu, n-am discutat niciodată subiecte de genul acesta. Ca să fie pe o anumită funcție, să trebuiască să nu. Deci vă spun drept, nu. Și au fost colegi de-ai mei care au fost puși la deconcentrate. Nu a mai existat așa ceva. Până la urmă, cum te mai uiți în ochii colegului tău? Când tu știi că îi spui, băi, dă niște bani să te pun undeva. Despre alte partide nu pot să vorbesc, în schimb. Dar despre acolo unde am fost eu și aici unde eu am guvernat și politic și am condus și la municipiu și ne-am fost și prim vicepreședinte pe județ, nimeni nu poate să spună că i s-a cerut fundeu ca să ocupe o funcție. Și sunt în Roman. Oameni din aceștia care au fost recomandați de mine. Și-au ocupat funcții politice, pentru că
Guvernul este o instituție politică, vrem sau nu vrem. Da? După alegerile din Parlament, parlamentarii, acolo unde au majoritate, își pun prim-ministru care îi desemnează miniștrii, vin în Parlament, trece guvernul. Deci un guvern politic. Instituțiile, la rândul lor, sunt conduse de reprezentanți politici. Inclusiv eu cu prefectul ăsta ne facem, cu funcția asta de prefect, ne facem că suntem noi, nu știu cum, de independență. Atâta timp cât prefectul este prelungirea în teritoriul a guvernului și guvernul este instituție politică, cum instituția prefectului este apolitică? Eu nu înțeleg asta cum vine. Și noi când am pus oameni pe funcție de prefect, dar erau nominalizat de noi. De ce să o mai dăm? Însuși denumirea, reprezentantul guvernului în teritoriu. Păi guvernul e politic și prefectul e apolitic. Asta e așa, ca să ne amăgim. Da. Nu contează că e politic, nici măcar nu mă deranjează chestia asta. Chiar e bine să fii politic, dar să fii cu asumare. Adică, domnule, am venit, sunt pe funcția asta, mi-asum și dau un răspuns în fața celor care m-au nominalizat și a populației, care au ales majoritatea. Dar despre politic o să mai vedem ce o să mai întâmple. Acum, cu comasarea celor două partide, PDL și PNL, va rămâne un spațiu în groapă. Sau avem discuție, va fi repartizat, alte formațiuni politice sau... Nu. Nu vreau să stea în două case, nu mă gândesc să mute în aceeași casă, dar... Este reședință de vacanță. Nu, nu merge. Dacă se rupe alianța. Nu. Nu s-a pus problema asta. Nu s-a pus problema asta. Da. Avem ceva dintre ocazii, nu știu ce. Dar nu neapărat că dacă vin să le-o știu de-aia. Da. Dacă nu mai sunt alte întrebări, eu vă mulțumesc, vă urez o zi și o săptămână bună. Sănătate multă, cât e importantă și succes în toate cele. La revedere!